Îi rog pe colegii mei să difuzeze pe ecran scenariile pe care lucrăm. Există posibilitatea ca PSD-ul să-i retragă sprijinul politic lui Mihai Tudose, Mihai Tudose să demisioneze, dar cel care primește în continuare mandat de a forma guvernul din partea președintelui României să fie tot Mihai Tudose. E un scenariu care se conturează din ce în ce mai puternic, văd în ultimele ore. Dacă stau să ascult declarațiile liderilor PSD, care sunt nemulțumiți de prestația primului ministru, mă îndrept cu gândul spre acest scenariu. Pe mine mă interesează, știți, mai puțin numele primului ministru și dacă îl schimbă sau nu pe Tudose PSD, ci mă interesează consecințele gestului PSD de astăzi. Pentru că nu... Bătălia lui Dragnea nu este cu premierii, deși în esență cam așa transpare în spațiu public. E o bătălie a lui Dragnea cu Grindeanu, că e o bătălie a lui Dragnea cu Tudose. Nu, e o bătălie în care Dragnea își distruge partidul. Asta e opinia mea, ca om care vede politica asta și o analizează de ani de zile. În mod normal, ca președinte de partid, te gândești la următorul lucru. Sau ca electorat al PSD. Când schimbi un prim-ministru, să spunem, e un accident, se întâmplă. Când deja schimbi al doilea prim-ministru în interval de un an, te întrebi ca observator îngăduitor cu PSD-ul dacă mai are în realitate capacitatea să guverneze sau nu. Altfel, eu cred că toată această tensiune perpetuă vine de la modelul sau conceptul pe care vrea să-l impună în actul de guvernare domnul Dragnea. Nu merge și știți, domnule Tudor, la fel de bine ca și mine, că modelul de conducere de la nivelul județului nu se poate suprapune peste actul de guvernare. Că dacă domnul Dragnea ar avea altă anvergură de lider național, de om care ar pricepe cum funcționează actul de guvernare, probabil că lucrurile ar sta altfel. Îngrijorător și aici cred că nu există lider al PSD care să nu-și spună în întuneric acasă, în spatele ușilor închise, este următorul aspect. În momentul ăsta este contaminată de la prima până la ultima instituție din România de instabilitatea politică generată de PSD. Discutam astăzi într-o ședință care, din nefericire, n-a avut expunerea media pe care ne doream, tocmai din cauza faptului că mediatiza scandalul, despre cartea guvernării. Ce mă bucur, sunteți al doilea lider important din Partidul Național Liberal care se plânge că nu mediatizăm ședințele PNL. Nu mă plâng de dumneavoastră și nici măcar nu mă plâng de faptul că monopolizează PSD prin scandal agenda publică. Vă rog frumos să transmiteți conducerii partidului că dacă PNL-ul ar fi mai interesant, am transmite. Nu-mi spuneți că sunt neinteresantă, absolut vă rog deloc. În direct. Adică pot să accept orice, dar nu glumesc. Când erați dumneavoastră în conducerea partidului, era ceva mai multă vioiciune. Astăzi, nu știu, pare că s-a transferat ceva, o doză de anestezic în conducerea PNL. Credeți-mă că există o problemă de apreciere a scandalului astăzi. Eu sunt convinsă că în momentul în care o să fim mai atenți la ce se întâmplă cu... Și intru pe tărâmul domnului Teodorovici ca să animăm un pic emisia. Pe dobânzile la credite, pe inflație, pe banii din fonduri europene. În momentul în care o să discutăm de temele acestea, s-ar putea să constatăm că PSD-ul e cu minus, minus, minus. Și ca să dau și o știre din ședința inflația de astăzi din cauza PNL, PSD-ului, că îmi notez chestia asta, pe bun, e istorică. Sunt multe lucruri din cauza care PSD-ului, în momentul acesta, în România, nu merg. De ce? Pentru că cineva guvernează România. Ați menționat inflația din cauza PSD-ului? Eu am menționat foarte multe și sunt absolut convinsă că în momentul ăsta orice om poate să spună un lucru pe care îl spun și eu. Știți care, domnul Radu Tudor? Avem un guvern. Dacă în România ceva nu merge în actul de guvernare, este responsabil guvernul. Dacă merge, este bonusul guvernului. E cu plus acolo. Dar eu vă spun că în acest moment lucrurile acestea trec în planul 2. Problema noastră de autostrăzi. Cine vorbește de autostrăzi în PSD acum? Răsuciți cuțitul în rană. De spitale. Cine vorbește de spitale în momentul ăsta? Nimeni nu vorbește. Nu mai vorbește nimeni. Atunci este necesar un exercițiu făcut de PNL temeinic. De a arăta că nu o să arate PSD-ul ce nerealizări are. Să facem o carte neagră a guvernării PSD într-un an de guvernare și să spunem publicului, asta au promis,
Asta au făcut. Mi se pare elementar, politic, de bun simț. E prea puțin. Da, e prea puțin. Poate să pentru fie ce prea puțin. Poate echipa de la vârful PNL, asta o cărticică neagră, gri, nu știu ce. Cei drept, noi nu avem capacitatea PSD-ului de a schimba guvernul PSD. Dânsii au fost adevărata opoziție la PSD. Iată. Noi nu avem, iată, în sfârșit, nu avem numărul de parlamentari. PSD-ul este și necesar la putere și în opoziție cu propriul partid. Care s-ar putea să incursă mai devreme sau mai târziu. Nu, zic PNL-ul. Liderul lor era în fața guvernului și a, țipa la cine nu sare, ia condamnare. Deci, cum ai zis? Cine nu sare, ia condamnare. Deci, au preocupare, dar da, dacă bun, mă ieșeau în stradă iar să sară, glume. Îi dădea un lucru și apropo de glume la înmormântare. Când domnul Dragnea ajunge să-i spună unui premier prenumele, pronumele, vorba doamnei Carmen Dan, îi spunea Mihai, îi spunea la fel și, și domnului Grindeanu, Sorine. E, după ce le spune prenumele, e clar că e mortă la cabinet ministru.